Centrul de găzduire temporară pentru persoanele fără adăpost este gata de sezonul rece. Aici au fost pregătite toate cele necesare pentru beneficiari și chiar au fost făcute unele lucrări de reparație pentru a le face viața mai ușoară. Care sunt condițiile în incinta instituției și de ce pot beneficia oamenii care doresc să se adăpostească, vedeți în reportajul ce urmează. Avem primul cazan, care dă căldura, da? La moment. Se poate de controlat bătăriile, putem, se calde. Toată căldura asta este dată din ziua când a dat un oraș. Fereștele, ușile și aici sunt partea asfaltă, spus acum proaspăt, erau niște ușe de lemn care bătea vântul pentru însele. Beneficiarilor era frig, cu atât mai mult când partea asta la primul etaj, ca să nu se ridice sus, jos, să le fie mai ușor, și beneficiarii care sau nu se deplasează, sau se deplasează foarte dificil. Potrivit angajaților centrului în instituție, fluxul beneficiarilor mereu a fost destul de mare, iar în condiții de pandemie acest fapt necesită o atenție sporită. Astfel, beneficiarii care sunt permanent pe teritoriul centrului au fost testați la noul coronavirus, iar cei care vin ulterior sunt mai întâi izolați și doar apoi le este permis contactul cu ceilalți. Acum, în perioada de pandemie, în primul și în primul rând, medicul și administratorul, orice beneficiar nou este întâmpinat la poartă, după care se măsoară în primul și în primul rând febra, după care el este petrecut în această cameră, prin care el primește un set de haine, primește toate soluțiile de produse de igienă personală, primește, are posibilitatea de a face un duș, după care este plasat în izolator. În izolator, noi beneficiari petrec 14 zile, după care sunt plasați în camerele comune. Oamenii spun că mai mult decât atât, nici nu-și puteau dori acoperișul deasupra capului și masa de 3 ori pe zi, fiind o adevărată binecuvântare. Nu-i frig. De asta, mă rog, afară de-a-mă-i frig, aici vreau să văd cum. Normal, pentru că e normal. Aici e... Da, normal, pentru că au grijă administrația, are bună grijă din noi. Тот на темпе, если ну сын не требует. Нам уже больше просто желать нечего. Почему? Потому что горячая вода каждый день, моющие средства за нас платит государство. Если у какого-то, значит, у нас человека нету зимней одежды, пожалуйста. Значит, а какие еще условия? 3 раза в день нас кормят. Mai mult anul acesta, locatarii centrului au avut ocazia să participe în viața socială și să-și dea votul în cadrul alegerilor prezidențiale în mod organizat. Первые выборы, которые вот на моем вот быту, четко организовано и у всех штампики в этом. Потому что было так, что мы доходили вот до выборной кампании, нас просто разворачивали в другое место. Вот я вот мы очень благодарны нашей администрации и социологам, и вот всем людям, которые действительно вот все-таки мы же тоже, наверное, не тоже, а мы же имеем право голоса, правильно? Potrivit administrației, fluxul beneficiarilor se mărește odată cu răcirea timpului, iar temperaturile scăzute din ultima perioadă deja și-au lăsat amprenta. Ultimele 3 zile avem primit 15 beneficiari. Adică cum timpul a devenit mai rece, ploile, vedem abundente care au fost, am primit mai mulți. La ziua de astăzi avem 57 de beneficiari. 57 de beneficiari. În total putem primi 100 de beneficiari. La necesitate, centrul de găzduire temporară mai poate instala alte 20 de paturi din rezervă.